este singura certitudine. Nu poate fi ocolită. Vine neanunțată. Este reală și este universală. Pentru creștini, prin mântuire, moartea este trecerea către adevărata viață care este veșnică. Pentru budiști, moartea este fie tranziția către nirvana, raiul desăvârșiților, fie intrarea în samsara, roata reîntrupărilor. Iar pentru mulți dintre materialiști, moartea este sfârșitul absolut. Așadar, subiectul morții este poate cel mai complex dezbătut vreodată de om de la începuturile istoriei sale. Pentru astăzi vreau să vă recomand o carte tulburătoare, Barto Todol, Cartea tibetană a morților, care a apărut în limba română la editura Herald. Conform învățăturilor budiste, starea de veghe constantă, pe care noi o numim conștiință, se găsește în sufletul fiecărei ființe vii. Ea vine de la Dumnezeu ca esență și se modifică la fiecare individ prin karmă, adică prin suma alegerilor libere pe care le face. Tibetanii cred că această conștiință pură transcede nașterea și moartea și că în timpul vieții fiecare dintre noi ne confruntăm inevitabil cu suferința bolii, a pierderii, a bătrâneții și în cele din urmă a morții. Budismul a fost adus în Tibetul Himalayan acum 3000 de ani de către marele înțelept indian Padma Samhava, care a și scris Cartea tibetană a morților ca pe un ghid pentru cineva aflat în pragul morții. Textul explică cum, prin recunoașterea stărilor mentale și a suferințelor fizice implicate în proces, putem intra în contact cu esența propriei noastre naturi. În acest fel, e posibilă eliberarea de confuzie și frică. Când cineva moare, Bardo Todol, Cartea tibetană a morților, este citită zilnic timp de 49 de zile. Conform învățăturilor ei, conștiința decedatului zăbovește între viața asta și următoarea etapă, iar în această perioadă el poate auzi, așa că textul este citit cu glas tare pentru a-l încuraja și călăuzi în noul univers non-material pe care sufletul său îl parcurge fie spre nirvana, fie spre reîncarnare. Iată un pasaj revelator din carte. O, fiu nobil, ceea ce se numește moarte a sosit acum. Pentru binele tuturor ființelor, recunoaște lumina clară din fața ta. Această lumină arzândă este însă și luminarea, este adevărata realitate, esența realității tale, recunoașterea și eliberarea sunt simultane. Cartea tibetană a morților descrie cum în momentul decesului conștiința este separată subit de elementele ce alcătuiau viața materială. Mintea își experimentează eliberarea prin lumina albă, pură și iradiantă. Atât viața cât și moartea, susține textul, sunt flux continuu de tranziții nesigure numite bardo. În aceste stări intermediare, dacă mintea nu își recunoaște propria natură, devine tot mai compactă până ia o nouă formă de viață. O, fiu nobil, este timpul să-ți cauți calea. Nu ești singur în drumul de ieșire din lumea asta. Toți cei pe care i-ai cunoscut au murit. Nu mai poți rămâne aici. Trebuie să gândești astfel. Trebuie să renunți la acest trup și la această lume. Voi merge înainte, părăsind frica și teroarea și voi recunoaște tot ceea ce mi se va arăta ca fiind proiecții ale propriei mele minți. La începutul secolului 20, Evans Wentz, un american care a studiat la Oxford, interesat de reîncarnare, a făcut o călătorie în India, unde a descoperit textul în tibetană al lui Bardo Todol. El a finanțat traducerea sa în limba engleză și totodată a numit-o Cartea tibetană a morților. Psihanalistul Carl Gustav Jung a spus despre această carte că a fost partenerul lui de-o viață care i-a descoperit toate tainele sufletului. Este o lectură captivantă, terifiantă pe alocuri, care însă în final ne transmite tuturor un mesaj luminos legat de perenitatea vieții. Bardo s-ar traduce între două și reprezintă starea intermediară pe care o străbate decedatul din clipa morții până la eliberarea nirvana ori până la intrarea sa într-o matrice a renașterii. Ea durează 49 de zile simbolice, corelate cu 49 de zile terestre în care gurul sau maestrul spiritual al decedatului îndeplinește pentru el ritualul de călăuzire prin Imperiul Morții.
Există și Cartea Egipteană a Morților. Creștinii au un patrimoniu lor spiritual Vămile Văzduhului, texte care descriu în mod asemănător cu Bardotodol ce se întâmplă cu sufletul după moarte. Însă, toate aceste lucrări ajung la o concluzie comună. În timp ce toate evenimentele vieții noastre sunt supuse relativității, moartea este singura certitudine inevitabilă. În concluzie, Bardotodol este un adevărat manual despre modul de a muri, probabil cel mai cunoscut, structurat sub forma unor texte foarte puternice, care se citesc muribundului și mai apoi defunctului, cu scopul precis de a-i ghida principiul conștient prin universul non-material, ușurându-i navigația și alegerile la care este permanent supus în ceea ce noi numim uzual lumea de dincolo.